Motiv de bucurie pentru mămicile care nasc cel de-al treilea copil. Un nou proiect de lege le va permite acestora să aibă și alte venituri din activități independente, pe lângă indemnizația de creștere a copilului pe care acestea o primesc de la stat. Vestea a fost primită cu bucurie de târgujience. Activitățile pe care mămicile le pot desfășura pentru a încasa alte venituri pe lângă indemnizație trebuie să fie unele care nu implică despărțirea acestora de cei mici. Proiectul de lege le vizează pe acele mame care primesc indemnizația pentru creșterea celui de-al treilea copil. Cred că este corect dacă se poate, având în vedere că lasă copilul cu cineva sau are ceva priorități. Vi se pare ok, vi se pare un lucru bun? Mi se pare un lucru bun să poată avea și servicii și să aibă și copilul. Se pare faptul că femeile care nasc și cel de-al treilea copil au voie să interprinde anumite activități pentru a-și crește veniturile. Mi se pare ok. Să zic. Ți se pare bun acest lucru din punct de vedere legal? Da. Dar știți că aceste activități implică, pe care au voie să le păstreze, implică ca mămica să nu fie despărțită de copil? Normal. Normal că nu trebuie să fie despărțită de copil. Tinerele mămici vor putea în acest fel să petreacă și timpul necesar alături de copii, dar și să întreprindă și alte activități care le vor ajuta cu venituri suplimentare.